Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Subiect de discuție la ora asta, o propunere interesantă făcută de micii comercianți. Toate magazinele, adică și hipermarketurile și cele de cartier, să se închidă în weekend, fie de tot, fie măcar de la prânz încolo. Reprezentanții micilor comercianți au avut o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu și cu alți miniștri la Palatul Victoria. Ei, adică comercianții, au explicat că închiderea magazinelor în weekend i-ar putea ajuta să evite scăderea drastică a numărului de cumpărători la sfârșitul săptămânii. Cu alte cuvinte, să moară și capra vecinului, că toți se duc și fac cumpărături în weekend în supermarketuri și... Buticurile câștigă doar printre blocuri, așa, ușor, ușor, când te duci să-ți mai iei câte ceva în timpul săptămânii. Adică noi suntem gata să închidem în weekend, noi oricum nu vindem în weekend, dar să închidă și elilanții care vând. Că în felul ăsta poate se distribuie mai echitabil numărul de cumpărători. Trebuie să înțelegi și interesul lor. Și sunt, cum se spune, astea, magazinele astea mici, de scară de bloc, de cartier, rurale, în America se spune mom and pop store. Adică sunt magazine care susțin o familie. Nu trebuie să-i privim, cum să spun, cu atenție și să-i susținem dacă putem. Pentru că din aceste mici afaceri se plătesc, multe familii în această țară își plătesc facturile, își trimit copiii la școală, nu au puterea de a intra în competiție cu marile lanțuri de supermarketuri. Asta este evident. Dar și ei sunt ai noștri, adică și ei plătesc taxe, și ei ne ajută, și de la ei putem să cumpărăm lucruri și atunci au și ei dreptul să spună punctul de vedere, da? Iată ce declară Feliciu Paraschiv, reprezentantul micilor magazine, citat de Radio România. Nu va fi nicio pierdere, spune dânsul, pentru că vânzările din după-amiaza zilei de sâmbătă și după-amiaza zilei de duminică se vor muta în timpul săptămânii. Deci dânsul au propus fie să se închidă cu totul sâmbătă-duminica, fie să funcționeze doar până la prânz, până la ora 13, pentru toată lumea. Cine se trezește târziu, am murit de foame, slăbește cu ocazia asta. Da. Un alt argument fiind, dom'le, să dăm și noi liber angajaților. Ăsta cred că e cel mai bun argument și de aici au plecat, din câte știu, cei care au închis magazinele de genul ăsta în Franța. Iar acolo, în zilele de duminică, nu găsești niciun hipermarket, supermarket deschis, totul este absolut închis, pentru a avea și sindicatele, de fapt, acolo. Da, sunt destule țări în vest, cred că și în Austria, cred că și în Germania, cred că și în Danemarca. Că am pățit eu, când am pățit prima oară, am pus ochii pe o promoție la, ce crezi, bomboane Mozart și am zis că nu le cumpăr, era joi, vineri. Zic, las că le iau când plec, duminică. Și s-a dus duminică, mi-au dat lacrimile, am căutat altul, că am zis că o fi ăsta în centru închis. Sigur, și atunci nu prea era internet. Și dă-i și umblă și întreabă lume pe stradă. Nimic. Nu, zice, ne pare rău, închis. Zic, nu e vreunul în periferie. Era un șpar de la... Închis tot. Bila era. Era Bila? Bila, da. Mamă, și ofertă bună și acum o știu. În fine, lasă, asta e. La fel, și în acest caz, și în această situație, magazinele mici, care au doar câțiva angajați, nu pot concura cu marile supermarketuri, unde sunt mulți angajați, se poate face rotație în weekend, se pot da compensări, adică poți să chemi oamenii în weekend și le dai liber în timpul săptămânii. Ei nici la prețuri nu pot concura cu marile supermarketuri. Magazinele mici, dacă îi pui să lucreze și sâmbătă și duminica, întrebarea e ce faci în timpul săptămânii. În altă ordine de idei, în curând îi duc și o luptă de gherilă stradală, ca să zic așa, în București. Nu știu la nivelul țării cum o fi, dar în București au cam dispărut, pentru că au apărut acum marile magazine, au magazine mici, așa printre blocuri, adică magazine nu mai există de proximitate. De proximitate, da, au făcut alea mici, că fiecare are acum, numai înainte aveau doar unii, acum au cam toți. De asta sunt cel puțin 3, mă gândesc, 4. Știu eu. Da, bun. 0372069599. Dacă vreți și argumentul împotrivă, adică s-a mai încercat așa ceva în vremea pandemiei, să se închidă de vreme magazina și să făceau aglomerație îngrozitoare la supermarketurile respective. Oamenii nu au renunțat să-și cumpere lucruri de la supermarketuri. Sigur, pentru noi trei, cei din emisie, Cred că și pentru domnul Tudor. Hai, deci pentru noi patru ar fi ok, dar noi nu suntem relevanți. Că nu ne afectează, că noi la 10 putem merge oricând la... Da, noi suntem subiectivi, pentru că noi la ora 10 putem să ne ducem să ne facem cumpărăturile în magazin, ceea ce și facem. Da, dar e o chestie de obișnuință până la urmă. Da, nu, deci nu ne luați pe noi drept criteriu, că noi suntem subiectivi aici. 0372069599. Ce părere aveți de ideea asta de a închide toate magazinele, și ale mari și ale mici, în timpul weekendului, să fie închise și sâmbătă și duminică? Ar rămâne magazinele din benzinării, că benzinăriile funcționează. Ar fi nasol, alea sunt foarte scumpe. Da. Eu aș închide doar duminica, ca să-i forțez pe oameni să se relaxeze o zi, să uite de treburi, să... Știi că oricum nu spală nu astea, că n-ai voie. În Germania. Și dacă nu se mai duc nici la cumpărături, au mai multe șanse să facă o activitate relaxantă. Da, unul dintre argumentele pentru care magazinele în vest sunt închise duminica, adică măcar o zi, este acesta. Este obligatoriu ca oamenii să aibă timp pentru familie, să aibă o zi în care să stea cu familia, și asta să fie duminica. Duminica să fie o zi, că e lăsată de la Dumnezeu. Acum noi suntem o țară atât de creștină și punem oamenii la muncă duminica. 0372069599. Sunați-ne să ne spuneți ce credeți. Și de asemenea mesaje pe WhatsApp, mesaj audio, primim mesaj audio 0728 3 de 1 3 de 2, e numărul nostru de WhatsApp. Dezbaterea e deschisă. Hai să vedem, începem cu două mesaje și după aia intrăm în direct cu voi. Neața, băieți, eu sunt de acord ca să se închidă supermarketurile în weekend, doar supermarketurile, și în acest fel să dea posibilitatea celor mici, comercianților cu acele magazinașe de cartier, să supraviețuiască, să-și mai regleze un pic vânzările, pentru că întotdeauna eu am fost, am avut convingerea că noi practic luăm, noi, și aici mă încadrez și eu, luăm firmiturile, ceea ce mai rămâne de la marile supermarketuri, la nivel de vânzări mă refer. De exemplu, uite, vedeți, eu astăzi am chiria de plătit. Presupunem că azi ar fi luni și eu vin după 2 zile de weekend în care am fost închis. De unde scot eu să-i dau omului ăla 1500 de euro? E greu. Așa, uite, ne mai dă și nouă o gură de oxigen. Hai, vă salut, Dănuț din Garazant. Deci varianta lui Dănuț e să se închidă doar supermarketurile. Da. Supermarketurile. Magazinele mari. Ce zi azi? Înțelegem că este... Azi e miercuri. Da. Și deci el face luni și marți banii pentru chirie. A zis că dacă ar fi închis în weekend, n-ar avea de unde să ia banii. Da. Deci e la limită. Da. Deci înțelegem că are un magazin mic de cartier și că abia supraviețuiește. Bună dimineața! Eu lucrez aproape în fiecare sâmbătă și nu-mi convine să merg duminica la un magazin de cartier sau la țară să dau un preț mai mare pentru ceva care pot să-l iau mai ieftin sâmbătă. O zi faină, ticul de Suceava. Sigur că e mai ieftin. Da, pe uite, Adrian ne zice din Iași că magazinele rurale practică prețuri de aeroport. Și dacă le spui ceva, spun du-te, domnule, la oraș și cumpără-ți dacă nu-ți convine. Deci, iată o altă realitate pe care noi nu o cunoaștem. Că la țară pare că magazinele profită de lipsa variantelor și... Eu am constatat că la mine la țară, acolo la bogați, sunt prețuri mari. Duty free Dumbrăveni. Duty free Corbeanca, mă. Lasă, Corbeanca e București deja. Adina, bună dimineața! Bună, bună. Ce zici? Bună dimineața! Bună! Eu am 2 băcănii și... măsura asta, adică pentru noi, ar fi groaznică. Avem produse care sunt... Auziți? Da, da, mă întrebați serios? Deci, noi avem produse care sunt 100% naturale și, de exemplu, la noi carnea refrigerată de pui are un termen de 5 zile. Aha. Dacă mă închide 2 zile în weekend, când să mai vând? Aha, uite că nu m-am gândit la asta. Vorbim și de alte produse care, la fel, sunt cu termen scurt. Știm că în afară, într-adevăr, hipermarketurile sunt închise în weekend, dar magazinele micuțe de familie, ele funcționează. Dacă vă amintiți, domnul Dini Săpunaru acum câțiva ani a propus o lege de genul acesta, adică magazinele micuțe, tip băcănit, magazine de cartier să funcționeze, iar hipermarketurile să fie închise. De exemplu, la noi în weekend sunt încasările cele mai mari, iar în weekend nu lucrăm decât de la ora 8 la ora 14. Pentru weekend se dau sporuri de weekend angajatelor, iar angajatele noastre, de exemplu, lucrează doar 6 ore pe zi în 2 schimburi. Doar în weekend se lucrează de la 8 la 14. Deci nu cred că aici ar fi o problemă. Deci, din punctul tău de vedere, ar merita sau ar trebui închise hipermarketurile, nu magazinele mici. Da, astfel ne-ar încuraja și pe noi și Și vă mai spun un lucru, deci nu știu, deci adausurile hipermarketurilor clar sunt mult mai mari decât adausurile noastre comerciale. Uh-huh. Deci a produs similar la noi este mai ieftin cu 20%. Dar explică-mi un lucru, Adina, și hipermarketurile au produse refrigerate, o mulțime cu termen de garanție. Da, dar nu sunt 100% naturale. Deci la noi produsele care sunt, adică aduse, crescute natural, în gospodărie, nu pot să dau nume acum, deci la țară, deci 5 zile, atât au termen. Sunt mai perisabile. Deci mulțumesc. Sunt produse speciale. Da, foarte interesant. Mulțumesc, Adina. Uite, ne scriu ascultători că în Polonia, de exemplu, sunt închise toate magazinele duminica și lumea s-a obișnuit. Din Germania avem foarte mulți ascultători care povestesc asta. Cred că e o chestie de obișnuință și probabil băcăniile alea ale doamnei ar vinde mai mult sâmbăta. Dacă ar fi închis duminica, oamenii s-ar obișnui că duminica e închis și ar cumpăra sâmbăta mai multă marfă. Cristian, bună dimineața! Bună, Cristian! Neața. Bună dimineața! Bună! Să trăim, Doamne ajută! Vă sunt de la Suceava. Avem și noi în sfârșit după 2 săptămâni o zi cu soare, asta fiind așa ca o notă. Bun, nu vreau să intru prea mult în detalii. Da. Este evident că voi spune că nu sunt de acord. Asta e o măsură care apare odată la 4 ani. Da, vin alegerile și apar tot felul de astfel de măsuri. De exemplu, ultima oară la Suceava, un domn candidat de la PSD propunea să facem tunel de la cetatea de scaun până în centru. Deci ca să înțelegeți ce propuneri apar odată la 4 ani. Am înțeles, dar de ce n-ai fi tu de acord cu măsurile astea despre care vorbim azi? Simplu. S-ar crea foarte multă aglomerație. În primul rând. Să nu uităm că oamenii merg foarte des în magazine. Asta o spun din proprie experiență. Dar voi acolo la Suceava, sucevenii sunt oameni foarte credincioși. Duminica n-ar fi bine să stea în familie? Sucevenii, în primul rând, sunt oameni foarte bogați. Dar sunt banii nefiscalizați, nu intrăm în detalii. Da? Oamenii vor, dar nu au de unde. Avem cea mai mare suprafață de... cei mai mulți metri pătrați de spațiu comercial pe cap de locuitor, ca să spun așa. Din țară. Depășim și Bucureștiul. În fine, ideea este alta. Nu, oamenii vin foarte mulți în weekend. Au treburi, îi cred, fiecare își face programul lui, da? Dar eu vreau să spun altceva. Asta cu siguranță le vei discuta. Uniunea Europeană este cea mai socialistă construcție, da? Haideți să tot dăm drepturi libere. Problema este că umanitatea se îndreaptă către cât mai multă muncă, către un model cât mai apropiat de cel asiatic-american. Adică ce vreau să spun, îmi pare rău la domnii, ca să mă exprim foarte academic, dar din păcate ne îndreptăm către și mai multă muncă. Da, eu am câteva magazine online, plătesc suplimentar tot ce trebuie plătit, dar să știi că, din păcate, lumea încă, vrem foarte mult timp liber și foarte mulți bani. Păi nu mai merge așa. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, Cristian. Uite, stăm de vorbă câteva secunde și cu Claudia. Neața. Bună dimineața! Bună dimineața! Deci eu chiar m-am bucurat aseară când am auzit această știre și ce m-a frapat a fost faptul că a venit din partea privaților, deci chiar a patronatelor acestor magazine. Patronii mici, nu hipermarketurile, nu patronași. Da, patronași. Deci ai fi de acord? Da, eu aș fi de acord. De mult m-am gândit să propun unui deputat de la noi să fie închise aceste magazine și supermarketurile duminica. Mulțumim tare mult. Foarte mult. Da, mulțumim, interesantă discuție. Uite că nu mă așteptam să fie atâtea opinii. Și să vezi ce mesaje sunt prin toată Europa cu fel de fel de situații, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.